stradă. Adina este în laboratorul unei rețele medicale de sănătate private și ne spune prin ce trebuie să trecem ca să ne facem testul, dacă doare, bineînțeles, că orice copil vrea să știe asta, mai ales cât costă și cât așteptăm după rezultat. De ce ne interesează treaba asta? Pentru că vrem să circulăm și în alte țări din Europa și, în primul rând, în mod legal, trebuie să arătăm acest test. Bună dimineața, Adina, ce vești ai? Bună dimineața, vă spun, dragilor, astăzi dintr-un laborator de analize medicale unde există și un departament de biologie moleculară unde se fac aceste teste real-time PCR despre care tot vorbim în aceste zile. Avem nevoie de ele ca să ieșim din țară și să mergem în anumite țări în vacanță. Ați văzut că Grecia a impus acest lucru chiar de la miezul nopții și anumiți români care știau că acest lucru intră în vigoare de la 6 dimineața au fost deja întorși de la graniță. Iată câte giumbușlucuri se întâmplă din cauza acestor teste. Vorbim despre ele împreună cu Andreea Alexandru, medic primar, medicină de laborator, pentru că este foarte important să înțelegem ce se întâmplă cu aceste teste, cât de complicate sunt, dacă doare atunci când ni se recoltează probe. Bună dimineața! Bună dimineața, dumneavoastră și telespectatorilor! Testele sunt foarte importante din punct de vedere medical, epidemiologic și acum au devenit importante deoarece ieșitul din țară justifică un test nedetectabil. Pacienții și persoanele care doresc să-și facă acest test nu trebuie să aibă nicio reținere. Se face contra cost, se recoltează la fel cum se recoltează un exudat faringean sau nazal. Kitul de recoltare este oarecum diferit din punct de vedere al conținutului substanței din tub. Se recoltează un exudat nazal și un exudat faringian cu două tampoane și acest recipient pleacă în departamentul de biologie moleculară pentru a fi analizat. Se analizează prezența ADN-ului viral SARS-CoV-2. Este cel mai sigur test care ne arată dacă avem acest virus la nivelul secrețiilor respiratorii și dacă suntem astfel contagioși. Cât durează recoltarea probelor? Recoltarea nu durează mai mult de 2 minute. Se testează și copiii, de la ce vârste și în ce condiții? Copiii se testează și ei, în aceleași condiții ca și adulții, de la orice vârstă doresc părinții să vină cu ei și au nevoie de acest test. Testăm copii, nu numai pentru nevoi turistice, dar inclusiv pentru nevoi medicale, deoarece trebuie să recunoaștem, patologia medicală nu s-a oprit și există în continuare, deci avem recoltate astfel de teste, inclusiv la nou-născuți. În cât timp vin rezultatele și de ce durează atât de mult, de fapt, procesarea acestor probe? Să începem cu procesarea. Procesarea din momentul în care aceste teste sunt preluate de către un tehnician durează între 6 și 7 ore. Am revenit. Imaginile curg în continuare. Sper că ne mai și auzim. Hai să auzim finalul, Adina. Complet automat. Când ne putem programa și în ce fel? Programările se fac în call center pentru laboratorul nostru. Probabil că și celelalte laboratoare au un sistem propriu de programare. Trebuie să luați în considerare că termenul de eliberare al acestui rezultat este declarat pe toate site-urile de 3 zile lucrătoare. Deoarece aceste teste nu ies doar detectabile, nedetectabile, pot să iasă inconcludente și un test inconcludent obligă cel puțin pe noi față de clienți să mai reluăm încă o dată testarea tubului pentru a putea elibera un rezultat foarte clar. Vă mulțumim tare mult, trebuie să le spunem oamenilor că un test real-time PCR de care au nevoie, iată, ca să meargă în vacanță în țări precum Cipru, Islanda, Ungaria, Grecia, Austria și chiar anumite insule din Portugalia, Madeira și Azore, costă în jur de 300 de lei. Ați auzit, dragilor, nu durează foarte mult recoltarea, durează însă câteva ore bune, până la 72 să primiți rezultatul, așa încât aveți mare grijă cum vă programați la clinici pentru că ca apoi să puteți să ieșiți din țară cu acest test. Sunt 113 centre în țară pentru testare, 23 numai în București. Cam acestea au fost pentru moment informațiile. Adina, foarte bine, îți stă în halat să iei acasă
treaba asta, nu știi niciodată cum era doamna doctor. N-am știut că arată așa un laborator din ăsta. Zici că e o navă spațială. Parcă e o tipografie de ultimă generație. Unde sunt cutiile alea de inox, de miros tot tipar, aspirat, cum era tante cu injecția. Bun. Înțeleg că e o treabă super simplă și sper ca și amicii mei care nu înțeleg că asta... și peste două minute te pup. Ce faci, mă? Ești bine? Cei care nu înțeleg că asta nu de azi de ieri ne face foarte mult rău, ci de pe vremea virusului gripal. De stăteam trei zile acasă cu febră și tremura carnea pe noi și ziceam: nevastă, lasă-mă să mor, să dai copiii la medicină. Tot de aici venea, că gripa tot așa se duce. Ați văzut unde îți bagă tanti deci ăsta, bățu? Ha-ha-ha-ha. De acolo vine virusul, ca să ne înțelegem. Și de aici ajunge pe clanță și pe mâner și pe chivetă și pe, uite așa, pe naiba să-l ia. O chestie atât de banală la care nu ne așteptam să ne dea viețile peste cap și...